Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție la CT News TV. În studioul nostru se află astăzi domnul Răzvan Filipescu, este vicepreședintele Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc mult de invitație! Am văzut că recent ați avut o participare la un protest al fermierilor desfășurat la București și aș vrea să ne dați mai multe detalii despre contextul în care s-a produs acest protest și, evident, care sunt problemele cu care vă confruntați. Da, din păcate, contextul nu este unul tocmai fericit, pentru că mișcările de protest în ultimul an de zile au sporit, ca să zic așa, ca urmare a nemulțumirilor fermierilor vis-a-vis de politica dusă de Ministerul Agriculturii, în speță de domnul ministru Oros. Ca să vă zic așa pe scurt, după cum bine știți, Dobrogea a fost afectată anul trecut de o secetă cruntă, nu a mai existat din perioada anilor 50 de când se fac măsurători. Județul Constanța și zona Dobrogei este cea mai calamitată la nivel național. Ca să aveți o dimensiune a tragediei, peste o treime din suprafața calamitată la nivelul României este reprezentată de județul Constanța. Din datele oficiale care au plecat inclusiv de la prefectură, aproximativ 85% din fermieri din suprafața agricolă din județul Constanța a fost afectată de calamitate. Asta înseamnă că aproximativ 90% din fermieri nu au recoltat absolut nimic. Gândiți-vă că asta înseamnă că un fermier nu are nicio sursă de venit. Nicio resursă financiară pentru a-și continua activitatea, pentru că ce au însămânțat în cursul anului 2019 nu a fost recoltat în cursul anului 2020. Singura sursă de venit o vom avea de fapt, că și eu la rândul meu sunt fermier, abia în iunie-iulie 2021. Un lucru pe care se pare că domnul ministru nu l-a înțeles și aceasta a avut mai multe efecte, printre care sunt foarte mulți fermieri care nu au putut să beneficieze de suspendarea ratelor la bănci și la leasinguri. Asta înseamnă că sunt executați, fie de bănci, fie de societățile de leasing, au intrat în insolvență, unii chiar în faliment, alții pentru a-și continua activitatea și pentru a face rost de materia primă necesară, de semințe, de îngrășăminte, inputuri, cum le numim noi, au apelat la credite suplimentare cei care au avut bonitate și au ipotecat suplimentar bunurile și au gajat echipamentele. Foarte mulți din fermieri au luat de bune promisiunile pe care domnul ministru le-a făcut în cursul anului 2020, prin care a promis că vor aloca bani pentru despăgubirile, inclusiv pentru culturile de primăvară. Un lucru care noi am fost plăcut nesurprins să vedem că odată cu publicarea bugetului de stat că nu au fost prevăzute aceste sume și asta înseamnă că cei care și-au luat inputuri și semințe pentru anul acesta, ei au luat în speranța că vor avea și bani să le achite în momentul în care se vor da. Și acum se găsesc în situația în care efectiv nu au de unde să le plătească. Și lucrurile... Da, scuzați-mă, acestea nu sunt prevăzute prin lege, aceste despăgubiri? Nu. Noi am cerut aceste, pentru că au fost cu caracter accidental, așa, noi am cerut inclusiv invocarea forței majore. Noi am cerut încă de anul trecut, din aprilie 2020, declararea județului Constanța județ calamitat, ca să ne putem prevala de clauzele de forță majoră, din contracte. Un lucru care nu a fost posibil, pentru că nici ministerul n-a vrut să ne ajute. N-a vrut să ne ajute nici să declare județul calamitat, nici să beneficiem de suspendarea ratelor, așa cum au beneficiat și celelalte domenii care au fost afectate de COVID. Noi am spus că dacă agricultura a fost afectată și de COVID, dar și de secetă, meritam și noi și acest lucru nu s-a întâmplat. Despăgubirile promise nu au fost acordate și mai rău este faptul că, totodată cu publicarea acestui buget, am observat că și Ajutorul Național de Tranziție, o subvenție de care beneficiam cu toții, a fost redusă și urmează să fie redusă și pentru anul 2022. În contextul în care vedem că inclusiv prețurile la motorină au crescut, ca să nu mai zic că nu au plătit nici subvenția la motorină care trebuiau pentru trimestrul 3 și 4
din cadrul anului 2020. Sunt foarte multe promisiuni neonorate, situația fermierilor este una de disperare, mai ales că acum urmează să însămânțăm noile culturi de floarea soarelui, porumb, culturile de primăvară și sunt foarte mulți oameni care au probleme financiare, iar cei care au apucat să fie executați de bani sau care și-au făcut rescadențări, vă dați seama, au fost raportați în centrala riscurilor de credite, cum orice om care nu-și plătește rata categoric este raportat, asta înseamnă că îi este afectată bonitatea financiară pe o perioadă foarte lungă, până la 10 ani de zile și poate să rămână captiv unei bănci. Dar asta cred că ar fi ultima problemă. Problema este că efectiv sunt foarte mulți fermieri care nu au bani să-și continue activitatea. Și asta a dus la nemulțumiri. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, în luna august, chiar a fost o mișcare de protest a fermierilor. Au ieșit cu peste 400 de tractoare pe drumurile naționale, chiar dacă era perioadă de carantină. Au crezut și am crezut cu toții că vom atrage atenția asupra problemelor din Dobrogea. Noi am mai organizat în luna februarie anul acesta o mișcare de protest unde am participat 100 de fermieri în fața prefecturii. Am fost primit atunci la ora respectivă de subprefect. Am trimis memoriile noastre către Ministerul Agriculturii, către prefectură, către guvern, către Ministerul de Finanțe, către toți parlamentarii de Constanța. Dar se pare că ei încă n-au înțeles că Dobrogea are probleme speciale și are nevoie de soluții locale. Noi ne-am cam plictisit ca fermieri de atâta propagandă, de promisiuni și atunci mișcarea a fost una de protest și vor continua mișcările de protest. Săptămâna trecută, mișcarea care a fost, n-a mai fost organizată de noi, de Asociația Producătorilor Agricoli Dobrogeni. Noi ne-am solidarizat cu colegii din țară, pentru că mișcarea asociativă în domeniul agriculturii la nivelul României a început să ia amploare, am început să devenim și noi mai solidari, din păcate rău ne-a unit și astfel săptămâna trecută la mișcarea de protest care a fost organizată de colegii cu care noi avem un acord de colaborare profesională, Asociația Producătorilor de Porumb din România, am participat și noi. Au participat colegi din Iași până în Teleorman și în Constanța, din toată România, efectiv. Ce rezultate? Au stat de vorbă cu dumneavoastră? Aceleași promisiuni, că urmează să discutăm, că vom lua în calcul diverse variante de finanțare, că, ce să vă zic, tot ce ne-au mințit în ultimii ani de zile. Numai că noi am atras atenția, s-a lansat un slogan acolo cu acum cu binișorul, mâine cu tractorul, adică oamenii sunt hotărâși și determinare există de a continua protestele, pentru că ministrul agriculturii trebuie să înțeleagă odată și odată că ce promisiunile pe care le-a făcut trebuie și onorate, nu mai merge ca pe vechi, să zic așa. Da, observ că este un trend, ca să zic așa, vis-a-vis de aceste promisiuni în toate domeniile. Politicienii noștri au ieșit foarte mult și au spus, da, domne, e pandemie, trebuie să ajutăm și acolo și acolo, oamenii trebuie amânați cu ratele, cum spuneați, cu cei care au investit, dar acest lucru nu prea se întâmplă. Și atunci, într-adevăr, oamenii ajung la disperare și alte mișcări. Pe mine lucru care mă înspăimântă. La o extremizare a acestor lucruri. Și la o extremizare, dar pe mine ce mă înspăimântă cel mai mult este faptul că ei nu gândesc și nu văd în profunzimea problemelor. Pentru că, haideți să fim sinceri, agricultura nu este destină stătătoare, este o ramură importantă a economiei, care, dacă ea este afectată și suferă, automat și alte domenii conexe. Și aici vorbim de zootehnie, creșterea animalelor, vorbim de industria alimentară per total. Eu vă spun ca un om care bat județul săptămânal și am observat, chiar mă uitam inclusiv pe site-urile de profil sau pe grupurile de Facebook, sunt foarte mulți oameni care efectiv au început să-și vândă animalele din ogradă pentru că nu mai au cu ce să le hrănească. Prețul la cereale a crescut pe fondul acestei crize și acestei lipse de produse agricole și vă dați seama că omul care crește niște
două, trei vaci, trei, patru porci, 10 găini, unde să se ducă? Să se ducă să-și umple 4 saci, 5 saci cu mâncare, să bată 700-800 de kilometri, să se ducă să cumpere din țară nutrețuri, este extraordinar de costisitor. Și atunci sunt oameni care din disperare au început să vândă. Prețurile la mâncare, la produsele alimentare am văzut cu toți crește. Am văzut și acum, mă uitam la masa de Paște. Prețurile sunt mult mai mari față de anul, de anul trecut. Tot pe fondul acestor lipsuri. Și o altă problemă pe care nu o înțeleg guvernanții este faptul de impactul social pe care lipsa de sprijin a agriculturii poate să-l genereze. De ce vă spun acest lucru? Fermierii care au fost afectați au început să-și restrângă activitatea. Au introdus oameni în șomaj, au dat afară oameni. Sunt foarte mulți în situația asta. Și gândiți-vă la nivelul Constanței, unde și așa avem foarte multe comune, foarte multe sate care sunt depopulate, cu o populație îmbătrânită. Tinerii pleacă ori la oraș sau pleacă afară. Agricultura era acea ramură care crea și genera locuri de muncă în mediul rural. Da, și putea oferi o speranță oamenilor să se întoarcă, exact, să revină acasă să revină. Și să facă ceva. Degeaba ieșim noi și spunem că dăm pentru tinerii fermieri sume de 40.000, 50.000 dacă este secetă și dacă ei nu au ce să cultive, nu au cum să pornească. Degeaba ai bani dacă nu ai în ce să investești. Și noi, pe lângă asta, noi nu ne-am dus numai cu mâna întinsă, cum au zis unii, domnule, merge și cereți. Noi n-am cerut milă, noi am cerut doar niște drepturi care ni se cuvin, niște drepturi care ne-au fost promise și noi ne-am dus cu o politică pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă pe o perioadă mai lungă și noi am avut ca principal obiectiv reabilitarea sistemului de irigație din Dobrogea. Unde tot la fel, domnul ministru și fostul secretar de stat, care acum este președintele Comisiei de Agricultură din Senat, ne-au promis că județul Constanța va fi un proiect pilot în ceea ce privește reabilitarea sistemului de irigații și că vor aloca o sumă de minim 420 de milioane de euro prin Programul Național de Relansare și de Reziliență, unde nici până acum, până astăzi, noi nu avem confirmarea că acești bani au fost alocați. Și gândiți-vă că dacă nu vom reabilita sistemul de irigație și avem acest, eu zic, un ultim tren de a folosi banii europeni, unde România nu are o contribuție, ce se va întâmpla cu agricultura la nivelul Dobrogei? Deja suntem într-o zonă supusă deșertificării, cu un grad foarte mare de ariditate. Se pare că e cea mai afectată zonă. Cea mai afectată este o zonă care are o specificitate din punct de vedere al climei. Dacă nu este secetă, este vânt puternic, care usucă foarte mult, inclusiv după ploi. Dacă votați anul trecut, a plouat două zile și nu îți dai seama că a plouat după patru ore. Avem tot din cauza climei, că s-au încălzit, nu mai avem ierni normale, ca să zic, care să ningă, să se pună stratul de zăpadă peste culturi, să se formeze și să protejeze. Azi zic că la noi îngheață, a plouat și după care îngheață. Asta înseamnă că ți afectează tot ce înseamnă planta și procesul de creștere a plantei. Adică noi de asta am spus și de asta ieșim în stradă și ne spunem nemulțumirile, pentru că județul Constanța are o specificitate anume, are o infrastructură, chiar dacă este veche, dar are o importantă infrastructură în ceea ce înseamnă irigații, care prin reabilitare ar putea să ducă din nou agricultura dobrogeană la ce a fost. Și la ceea ce ne dorim să fim cu toții, că haideți să fim serioși, Constanța are un caracter predominant sezonier din prisma turismului și în rest ce mai avem? Mai avem portul, energia și agricultura. Dacă omorâm și agricultura, ce mai facem? O să trăim numai, o să ne mutăm toți în patru orașe de pe malul mării? Și ce facem cu satele? Avem... Da. Există... Eu știu, ați făcut niște studii vis-a-vis de impactul pe care îl va avea asupra prețurilor în piață directe această criză? Pentru că cred că nu exagerăm să vorbim despre o criză a alimentelor. Deci prețurile, ca să vă spun așa, ca să aveți o idee, prețurile la cereale au crescut de anul trecut până în prezent cu peste 40%. Cu aproximativ, hai să zic, 40%. E clar că se vor reflecta și în produsele alimentare și astea le-am văzut cu toții la raft. Și le vom vedea și în perioada următoare.
Nu am făcut un impact, un studiu noi, că nu avem cum, dar chiar un lucru care l-am câștigat a fost faptul că după foarte mult timp, noi ca și producători agricoli am reușit să intrăm în Comisia de Dialog Social, care se realizează lunar la nivelul Prefecturii Constanței. Am pus în dezbatere această problemă și chiar i-am rugat pe reprezentanții prefecturii să ne ajute cu studii, atât din punct de vedere economic-social, dar și cu studii climatice, prin care să vedem, pentru că noi vorbim acum de Dobrogea, nu de o secetă care a început în anul 2020, vorbim de o secetă pedologică care se manifestă de 5 ani de zile. Și datorită faptului că nu a existat o preocupare în acest sens, am ajuns în această situație dificilă care va continua. Mai sunt oameni, de să zic așa, de rea credință care îmi spun, a, ok, stați că acum a plouat, anul ăsta a plouat și n-aveți. Ok, a plouat anul ăsta în toamnă și, să zic, în primăvară. Dar seceta în Dobrogea se manifestă cu preponderență pe timpul verii, adică culturile pe care noi le punem acum în pământ s-ar putea să fie afectată. După cum am văzut prognozele de la Meteo, deja ne arată că perioada mai-iulie va fi o perioadă cu temperaturi peste media normală, deci iar se anunță un fel de secetă cu o reducere a volumului de precipitații în perioada următoare și în continuare vedem că sunt iarna, noaptea, sunt temperaturi cu minus grade, care afectează, v-am zis, procesul de creștere al plantei, adică încă suntem circumspecți și avem această problemă financiară, vedem câți mai rezistă din cei care au fost afectați. Să poată investi în... Puțină lume și inclusiv ministrul agriculturii a înțeles că un ciclu agricol un ciclu agricol calamitat afectează pe o perioadă de minim 2 ani de zile. Nu mai vorbim că efectele financiare se pot prelungi pe 3-5 ani de zile. Noi avem în asociația noastră fermieri care și-au pus la bătaie și-au ipotecat toată agoniseala de o viață, terenuri, case, tocmai ca să mai obțină o finanțare sau o amânare la plată pentru anul în curs. Da, este o situație dramatică, în special pentru acești oameni. Bănuiesc că e vorba de, în principal, și de cei care sunt mai, cum să zic, nu marile ferme, mari producători agricoli, deci care noi... mai au, să zicem că teoretic mai au de unde să suporte. Dar cei mici, e clar că sunt primii afectați. Și vorbim inclusiv până la partea de gospodărie, adică nu vorbim numai de cei care sunt organizați sub formă de societate pe răspundere limitată sau III-uri, PFA-uri, nu, vorbim și de oamenii care își creșteau în curte, ați văzut? Și anul trecut a fost, din păcate, un an nenorocit, că așa putem să numim. Avem pestă porcină, am avut COVID, am avut secetă, adică parcă toate au fost cumulate. Deci dacă tu acum nu găsești resursele, și dacă acum, de exemplu, există premizele unui an normal în agricultură, cel puțin pentru culturile de toamnă, pe dacă tu acum nu ajuți fermierii ca să obțină producții și să-și crească randamentele și efectiv să iasă din faliment mare parte din ei, pe ce pretenții ai tu ca să încasezi bani la buget? Că noi anul trecut le explicam foarte clar, domnule, dați-ne banii sau amânați-ne plata la rate, pentru că atunci ai o parte din presiunea de pe fermier. Și fermierul ce face? Se duce și plătește taxele, impozitele, dacă și-a amânat ratele, își plătește inputurile, banii se întorc în economie. În momentul în care tu nu iei această presiune, atunci el ce se gândește? În primul rând să nu-și piardă terenul ca să poată să-și continue activitatea, să nu-și piardă utilajele pe care le are în curte, nu? Pentru că el a avut de ales ce să-mi plătesc mai repede, banca și leasingul care vine și mă execută și efectiv îmi blochez activitatea, am intrat în faliment, sau îi amând pe restul la plată. Și atunci i-am amânat pe restul la plată și astfel a fost afectate și furnizorii de inputuri în general. Și plata impozitelor și taxelor, că mulți nu și-au plătit impozitele și alții au zis, las că mai bine plătesc niște dobânzi penalizatoare, dar măcar să-mi continui activitatea și să am cu ce să-mi continui activitatea ca să am de unde să plătesc. Că poate... Exact. Și acum ei asta n-au înțeles. Dom'le, n-avem bani. Adică a apărut ministrul agriculturii și a zis, știți, eu n-aduc bani de acasă. Păi da, dar haideți să găsim soluții și noi am prezentat de fiecare dată când ne-am dus și soluțiile și resursele financiare de unde puteau să ia bani. Încă de anul trecut, de când ne-am întâlnit prima dată cu ministrul agriculturii din aprilie, noi am spus, dom'le, la nivelul Comisiei Europene, am vorbit și cu europarlamentari, există un fond social de coeziune din care au luat bani și austriecii, și nemții când au fost inundații, și italienii când au avut cutremure. Dom'le, noi de ce nu luăm ca România?
Important este să-ți dai interesul. Este ca și în, ca și în viață și, și în viața ta personală. Dacă spui nu am soluții, e cel mai ușor să spui că nu am soluții. Trebuie să-ți dai interesul. Noi asta am făcut și asta am prezentat. Da, cred că este clar pentru toată lumea că agricultura reprezintă un sector vital pentru orice țară, inclusiv pentru România, cunoscută pentru... Apropo, e o legendă, acum a devenit deja grânarul Europei. Da. Sau încă mai este? Să știți că au fost ani buni, au fost ani când acum 3 ani de zile am avut la fel. După Franța, am impresia, eram a doua țară ca producător, de porumb. Am avut recolte bune, au existat. Dar problema este ce faci de perspectivă. Dacă tu nu conștientizezi și nu știi unde să investești, pentru că vorbim de sistemul de irigație. Trebuie să ajute, e clar, statul că trebuie să susțină această ramură. Și important este să-l ajuți, exact, mă mai dădeam exemplu în cursul anului trecut. E ca și în cazul unui nec. Îi acorzi primul ajutor atunci când l-ai scos din apă, nu după ce l-ai dus la spital și după ce ai făcut, că s-ar putea să fie pacientul decedat, din păcate. Deci agricultura are nevoie de ajutor acum. Deja suntem în al 25-lea ceas, am trecut de ora 12 noapte. Dar măcar să susții acum, de ce? Pentru că dacă tu îi ajuți acum pe fermieri, sunt oameni care, fermierii sunt oamenii care poate sunt cei mai patrioți, că tot e la mod acum și toată lumea vorbește de patriotism. Pe cum poți să dovedești că ții mai mult la țara asta decât să ajuți agricultura și oamenii care au investit în România? Ei n-au plecat cu banii afară. Ei au cumpărat terenuri aici, aici au creat locuri de muncă și banii care fermierii îi câștigă, îi întorc tot în economia, în economia națională și în economia locală. Da? Deci este un mare avantaj. Și dacă acum nu îi ajutăm, ce facem? Aș vrea să vă rog pentru finalul discuției noastre să ne spuneți ce pași veți face în continuare pentru a vă susține aceste doleanțe, aceste probleme pe care... Noi, deși suntem o asociație tânără care ne-am înființat în cursul anului trecut, urmare a mișcării civice de protest, suntem foarte, lucrăm aplicat, pentru că suntem toți fermieri și venim, știm problemele cu care ne confruntăm. Am început demersurile pe lângă Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare să intrăm într-un consiliu consultativ. Și avem această garanție și promisiune la nivelul local și la nivel național. Și atunci vom putea participa și noi la elaborarea strategiei privind dezvoltarea sistemului de irigații în Dobrogea. Am intrat în cadrul prefecturii în Comisia de Dialog Social ca invitat pentru moment, dar vom pune deja în dezbatere toată problematica agriculturii, de la secetă, la irigații, la sistem de asigurări, împăduriri, pentru că avem nevoie de crearea de perdele forestiere, tot așa pentru a combate efectele schimbărilor climatice. Vom continua să avem un dialog, eu zic constructiv, prin care invităm toate forțele politice din județul Constanța să se unească în jurul acestui proiect de interes, să lase orgolile și ambițiile politice deoparte, pentru că aici vorbim de hrana noastră a tuturor. Și, bineînțeles, vom continua, pe de o parte, să avem o atitudine constructivă prin a trimite soluții și proiecte, așa cum am făcut și pentru Programul Național de Relansare și de Reziliență, și bineînțeles că vom continua cu acțiunile și mișcările de protest. Domnule Filipescu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, așa cum am spus-o tot timpul, încercați să vă găsiți acel producător de la care să vă aprovizionați cu produse românești pentru a da o șansă celor care investesc în Dobrogea, în România, cei care cred în pământul românesc și în agricultura românească. N-are nimeni nimic cu marile moluri, însă este bine să vă uitați mai atent atunci când vă faceți cumpărăturile și să găsiți acele produse pe care scrie Made in Romania. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea întâlnire, să auzim, numai de bine!